Astăzi ne uităm la filmări mai horror decât filmele horror. Bine v-am găsit, băi și fete, la un nou episod foarte creepy și special la mine pe canal. Sper că aveți o zi minunată, fraților, deoarece astăzi ne vom uita la niște filmulețe foarte, foarte creepy. Frățiorul nostru investigator SF a postat un episod în care ne arată filmări horror mai horror decât filmele horror. Știu că sună foarte, foarte ciudat și puțin amuzant, însă pe bune, fraților, m-am uitat și eu puțin și băi, sunt niște chestii super, super creepy. De departe, cel mai horror episod pe care l-am văzut de la frățiorul investigator SF. Și totodată, asta este partea 1. Dacă vreți să facem mâine partea a doua, să postăm la aceeași oră, apăsați chiar acum butonul de like, pentru că eu o să filmez videoclip după videoclip. Acum îl pun pe ăsta și când facem, hai să zicem, 800 de like-uri la videoclipul ăsta, apăsați butonul de like, voi posta și următoarea parte. Hai să nu mai pierdem timpul și să vedem care-i treaba cu aceste filmări mai horror decât filmele horror. Deci foarte mult cuvântul ăsta horror și știți când e cuvântul horror de multe ori, nu e o situație bună. Hai să vedem, let's go. De ce sunt filmările astea mai horror decât filmele horror? Let's go. E ceva super creepy, real 100%, o să vedeți. Următoarele imagini pot fi reale sau false, este legea ta dacă crezi sau nu. Salutare, fraților. În episodul de astăzi o să vă prezint câteva filmări foarte interesante. Let's Dar go. Înainte de a începe, vreau să vă urez un an nou fericit. Toate tuturor și la fel, frățiorul. Doamne ajută. Mulțumesc foarte mult că ați fost lângă mine în anul 2022. Let's go. Mulțumim și noi îți mulțumim, frățiorul, că ne-ai dat filme horror. Casa bântuită se numește primul. În următoarele imagini, Dark Ghost Paranormal merge într-o altă casă abandonată din Rusia. Știți pe asta de merge în casă bântuită. Bărbatul ajunge acolo și încearcă să ia legătura cu spiritele din locuință cu ajutorul unui aparat. Însă imediat se întâmplă ceva ciudat. Hai să vedem. Mamă, bro, bă, ce... Fraților, ce casa asta, man? Băi, deci, nu știu, eu sunt singur, adică, bă, înțeleg că e o casă abandonată. Dar eu sunt singurul care s-ar speria dacă ar intra într-o casă abandonată și ar vedea haine. Adică, bro, de ce sunt haine acolo? Parcă era abandonată situația. Adică, na, poate stau oameni ai străzi aici, dar nu știu ce să zic. Bro, se mișcă scaunul, ok, ok. Ok, mamă, păi și ăsta filmează și se uite, deci atât de horror că el e acolo în momentul ăla. Efectiv, la 2 metri, ai 3-4 metri de scaunul ăla. Ia uite, alt unghi. Bro, poftim. Ce naiba se întâmplă, fraților? S-a auzit ceva? După această întâmplare, bărbatul se plimbă prin casă cu camera de luat vedere în mână, bro? Și surprinde din nou ceva inexplicat. Până mă, ce-i acolo, bro? Ce se întâmplă, mamă, frate? Deci, bă, mă capă mi-e frică. Bai, bai, frate meu. Bă, no. Na, lasă așa, frățioară, închide aici. Taie. Se taie acum, gata. Bro, what? Ok, se pare că spiritul e cam nervos, fraților. Și dă cam tare. Mamă, sper să n-apară ceva în fața lui Geneva. Efectiv, atâta, mă rog, ok, Na, merge mobila, mare chestie. Dar să nu se întâmple ceva nașpa, holy shit. Ok. Jesus, man, mamă, frate, băi, nu, e prea horror, mă ține prea așa. Ok, bun, astea se mișcă, înțeleg, ok, fac ele urât, dar să nu se ducă la alt nivel. În care să vină chestii către el sau prostii de-astea, că lui ăsta i s-a mai întâmplat, fraților, să facă nebunii de-astea. Ușa de la sobă și cea a dulapului se mișcă inexplicabil singure. Însă asta nu este tot. Când bărbatul ajunge într-o altă cameră, spiritele îl urmăresc. Jesus.
Mamă, uitați-vă, boys, efectiv, sunt cani acolo, bă, m-aș căca pe mine de frică, ce casă abandonată e asta? Adică, ok, e mizerie oribilă și nu știu ce, dar uitați-vă, sunt cani acolo, sfarfurii. Jesus, man. Asta chiar e horror. Uite, sunt acoperite geamurile. Ce naiba? Ce se întâmplă? Bra, 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 bra. Bro, nu te știa cu inima mea, frățel investigator, nu fa asta. What? Oh my, oh my god! Bro, ăla e aburit. E aburit gen ecranul de la televizor. Și știi că dacă e aburit poți să faci cu degetul să desenezi. Bro, îi face o cruce? Face o cruce și după o taie? Ce nevoie semnul ăla? Oh my god, bro! Pe ecranul acelui televizor pare că se formează o cruce, iar imediat după asta, dulapul de lângă televizor începe să se miște singur. Bro, bă, dă-o naiba, man. Uite, bă, rochie! Mamă, 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 mamă! Pleacă de acolo, frățiorul, pleacă, 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 du-te! Du-te tare! Uite, mă, poze, mamă, 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 băi, aș face infart, eu n-aș putea să stau acolo. Eu n-aș putea să stau acolo, mă, ce-ai, am luat-o razna. Pleacă, mă, de aici, fugi! Văzând că spiritele din această casă sunt foarte agresive, Denis ia o icoană și se apropie de acel televizor. Doamne, știu, bro. Însă asta face ca lucrurile să o ia razna și se pare că spiritele sunt foarte deranjate de prezența acelei icoane. Crezi și eu, dar ia. Есть что дальше мне с ней делать? Ia-l pentru tine. Nu știu cu cine vorbește, cu spirit. Bro. Mamă, sunt deranjate pe bune de icoană. Mamă, sunt deranjate rău. Bă, voi vedeți că se mișcă dulapul ăla, măi, dă-o naiba. Când bărbatul pune mâna pe icoană, toate lucrurile o iau razna și se mișcă singure prin casă. Observ. După câteva secunde, el încearcă să își ia icoana înapoi, însă atunci când pune mâna pe ea, totul se transformă într-o scenă dintr-un film horror. O voi pune la locul ei. Mamă, iară, fraților, bă, dar de ce sunt așa supărate spiritele, bro? Jesus, gen, mult prea supărate. Bă, alo! Pleacă de aici, frățior. I-a picat camera pe jos? Ce s-a întâmplat? Frățior, ce s-a întâmplat? I-a picat camera pe jos, nu? Și aici s-a terminat ăsta. După avem minerul din iad. Mamă, ce filmulez de ăsta. Super creepy. Jesus. La ora 3 dimineața, Kiss este trezită de câteva sunete puternice care veneau din curtea casei ei. Fata se ridică din pat și se uită pe geam să vadă ce se petrece afară, însă descoperă ceva foarte șocant. Băi, frate, să te trezești la miezul nopții, să auzi clopote, mă cac pe mine de frică, Doamne, DJ, mă cul la loc, efectiv fac infart. N-am cum, și că se mișcă poarta. Bro, e cineva acolo! Oh my god, man! Ci că nu e vânt deloc, se vede că nu se mișcă copacii sau ceva. Bă! E cineva acolo, nu? Băi, fraților! Asta e curtea ei. Sora mea, e grijă! Cine-ai băiaia? Cine-ai băiaia?
Bro, cine bă, mamă, bă, parcă era ceva gigantic acolo, sau mi s-a părut mie. E o persoană. E o persoană, oh my god, e o persoană. Trebuie să iau lanterna, arată ca o persoană. Bro, poftim. A dispărut. E o pisică. Bro, de acolo părea ca o persoană. Mamă, dar sora mea, cine e băia asta? Oh my god, oh my god, oh my god. În prima fază, porțile din spatele casei se mișcă singure, fără ca nimeni să fie în preajma lor și fără ca vântul să bată. Câteva secunde mai târziu, când fata îndreaptă... Uitați-vă, bro, minerul cine, adică e o fantomă, minerul din iad. O persoană misterioasă care pare a fi îmbrăcată în haine de miner. Fata se duce să ia o lanternă mai puternică, însă atunci când se întoarce, lângă porți nu se mai află nimeni. Jesus! Apoi bate cineva la ușă și videoclipul se oprește. Jesus! Și aici s-a terminat, fraților! Asta a fost partea 1 din filmări mai horror decât filmele horror. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și dacă vrei și dacă vrei să faci și partea 2, lăsați-mă să știu. Chiar a fost ceva foarte creepy, eu am fost Marăsean cu Vampa Beton și vă urez o zi minunată. Pa, pa!